Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În mai 2023, mulți dintre voi va trebui să vă aprovizionați cu rezistență și răbdare. Urmează o perioadă de muncă extrem de responsabilă și nu tocmai ușoară. Așa că adunați voința într-un pumn și lasă evenimentele din mai să-și urmeze cursul. Jupiter în Berbec îți va permite să prosperi într-o atmosferă care se potrivește ție și naturii tale. Vei simți trecerea lui Jupiter în Taur pe măsură ce ritmul mișcării devine mai static și mai puțin entuziast. Din 17 mai, dacă vrei să-ți păstrezi cursul ascendent, încearcă să te adaptezi evenimentelor și circumstanțelor, chiar dacă acestea nu ți se potrivesc. Așteaptă! Nu vei putea face multe alte lucruri. Pe 21 mai, sosirea lui Marte în Leu aprinde optimismul și încrederea care vor îndepărta obstacolele și norii de pe fruntea ta. Marte te obligă să reconsideri acordurile care sunt doar o pierdere de timp. El îți recomandă să-ți schimbi tactica în așa fel încât să-ți păstrezi sau să-ți restabilești bunăstarea. Drept urmare, acele lucruri care au fost amenințate de opinii pesimiste redevin relevante. Dragoste. Datorită lui Jupiter în Berbec, vei uita restricțiile impuse de Saturn. Odată cu trecerea lui Jupiter într-un alt semn pe 16 mai, aceste restricții apar din nou. Urmează o perioadă mai puțin fericită, dar fii calmă, nu va zăbăvi mult. Marte în Leu te ajută să ajungi la un acord care să-ți păstreze dragostea și dezvoltarea ei. Sfat. Luna începe bine și se termină la fel de bine. Cu toate acestea, va trebui să suporți o pauză care va dura câteva zile. Urmărește evenimentele. Apoi poți relua cu ușurință de unde ați rămas. A treia decadă a lunii mai este momentul potrivit pentru creșterea imunității, a procedurilor de prevenire, a activităților sportive. De asemenea, perioada este favorabilă renunțării la obiceiurile proaste. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!